Nava condusă de marinarii turci plină ochi cu migranți de origine arabă a ajuns la adăpostul Întunericului în dreptul României. Sistemele video radar de supraveghere pe mare de la garda de coastă au reperat imediat embarcațiunea străină. În 2017, o embarcațiune cu aproximativ 60 de persoane la bord a fost identificată pe Marea Neagră la o distanță de aproximativ 35 de km față de țărmul României, pe direcția localității Eforie. Persoanele în cauză au solicitat ajutor unei nave comerciale care se afla în zonă, cât și autorităților române. Marea agitată i-a făcut pe marinarii turci să ceară asistența autorităților românești. Nava plină cu refugiați a lansat un SOS, iar apoi s-a îndreptat spre o navă cargo uriașă, care se afla la ancoră în rada portului Constanța. Prezența navei cu migranți clandestini la bord a fost semnalată autorităților navale și de către echipajul cargoului Belis de 4.619 tone, ancorat în rada exterioară. La MRCC a fost solicitată nava SAR Topaz să intervină în vederea asistării unei nave cu transfugi, undeva la 17 mile în larg. După care a mai fost solicitată și o a doua navă noastră, a fost mare de gradul 4 la 5, deci destul de rea marea și condițiile vă lăsa valuri de 3-4 metri. Azi dimineață, în jurul orei 3, nava turcească cu migranți a fost remorcată de o navă de salvare și escortată de două nave ale gărzii de coastă. După un drum de 2 ore, au ajuns în cele din urmă în portul Constanța. În total au fost identificate 66 de persoane care au declarat că sunt cetățeni din Irak, Pakistan și Afganistan, din care 24 de copii, 11 femei și 31 de bărbați, care intenționau să ajungă în mod ilegal în țara noastră. Polițiștii de frontieră vor desfășura cercetări sub coordonarea procurorilor din cadrul parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanța. Acesta este al 6-lea caz de pătrundere ilegală peste frontiera maritimă a României în acest an. În primele 5 cazuri au fost salvați 482 de migranți, dintre care au fost identificate 10 călăuze. Migranții au fost preluați de Inspectoratul General de Imigrări și răspândiți în țară prin diverse centre de primire.